Salutare, prieteni, ne-am apucat de reparații. Știți că aseară a fost vigilie mare, furtună, grindină, de toate. Ce? Ba, trebuie să legăm o tablă de-aia. Legăm o tablă. Păi nu poți, o să trebuia scara pe aici. Bine, dă-mi întâi. Trebuia să punem scara. Hai să luăm scara, Aline. Pune scara. Și ce fac cu scara? O urcăm pe aici. Păi și cum ajungi peste asta? Ajunge. Să nu cazi. Asta e Dumnezeu. Mamă, ce bate și acum voi cu... De la vigilie, prieteni, s-au desprins tablele după acoperișe, după tot, după garduri, după orice. A făcut distrugere mare. Și parbrizul e plăcuat, m-am mai arătat eu și aseară. Bă, vine la firele astea de curând, sunt pericol aici. E 380, trifazic aceea. Uite și cum sunt. Vezi, de ce nu le închideți, mă? Păi trebuie om să aducă să le facă. Păi de și orșul, când trece pe lângă ele acum. Să nu treacă pe acolo. Ia vezi la firele alea. Ia vezi cum îl iei tu, Aline, ține-l. N-are cum să... Ha? Nu, cum cobori acum? Să nu dea de ăla. Să nu vezi ce de pe ăla. Dar numai să mă sucesc aici. M-am sucit. Ha? Da? Ia, prinde-l. Mai bine te mai încolo de grilaj. Da, 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 da. Și cum trec după aia de asta? Nu, mai bine coboram acum. Da? Vezi să nu facă cum spuneți acum. Ia mâna. Lasă-l să-l spune. Sure. Hai că a coborât. Acum doar să eviți alea, să nu te pui pe el. Sunt multe reparații de făcut aici și multe reparații importante care trebuie să făcute. Cum sunt astea cu firele, cu prizele, mi-ați lăsat multe doamne în comentarii că atârnă prizele prin foișoare și în spate la patroana și cu copiii, grijă mare, chiar așa este. Voi chema neapărat cineva săptămâna asta, mâine, poi mine, pentru că astăzi nu o să găsim. Da, a sunat deja un băiat care l-am chemat să ne ajute cu alte reparații și ne putea rezolva și cu problema asta, dar nu este disponibil. Fericit cu această tablă care nu mai zdrâmbene în capul nostru toată ziua. Da, bă, bune, era prea dus. Da. Altceva. Ce vreau mă să mă fac? Vreau să mai fac ceva și am putea ceva. A, uite, ăla. La ce? Ăsta. Să punem că și ăsta zdrâmbene bune. A, la grilajul ăla, da, era bun, șoricel. Aici. Da, și cu timpul se și rupe dacă...
mai băgăm unul pe partea aia altă. Așa, și pe ăsta îl trecem prin gaura aia. Ca să țină, da. Da, să fie prins în amândouă. Da. Trebuie prins aici, acolo. Ajunge acolo sau mai punem? Păi că ajunge. Așa. A ajuns, perfect. Ajunge și cred că și ține, că am uscut rezistente astea. Uite. Perfect. Și aici prins. Salut, salut. Gata. E bun, gata. E. Gata, mai prieteni. După ce am făcut acolo mici reparații cu ursul, am plecat la veterinar. Am fost cu Alin să rezolvăm problema pisicii. Știți că ați auzit-o deja pe toate vlogurile, cum iau una, cum facem. Este în perioada de împerichere, de aia face așa. Până acum nu am castrat-o, am zis și eu că poate mai târziu iau un motănel și face și ea pui. Mi-ar place. Dar se chinuia foarte tare și am mers să iau niște pastiluțe care am înțeles că amână această perioadă, adică trece peste ea fără să mai aibă niciun fel de problemă. Și am fost la domnul veterinar, mi-a dat pastiluțele, i-am dat, are un tratament de 4-5 zile și gata. După o să fie ok. Dar am văzut că mi-a lăsat foarte multe comentarii că nu este bine să o țin așa, că se chinuie și într-adevăr aveți și voi dreptate, pentru că pe lângă faptul că este extrem de zgomotoasă cum face așa, și noaptea și ziua, vă dați seama că nu e ok nici pentru ea. Și am înțeles că pastilele astea n-au cu ce să-i cauzeze, adică nu-i face niciun fel de rău, așa că am mers să-i le iau și fac acum tratamentul. Am încercat să mai strânge și noi așa din ce a făcut potopul aseară, în mare. Soacra mea a strâns aici în foișor, ursul pe acolo prin spate a tăiat din pom și acum o să mă apuc și eu și prin spate pe aici pe la ursul și pe aici pe la noi ce a mai rămas. Să mai adunăm din el. Ia uitați câte vânătăi am. Vedeți? Și aici. Toate de la gheață. Nu mai zic ce am pe spate. Pe spate, pe picioare, pe tot. Numai asta e mică vânătăia pe lângă ce am pe spate. M-a făcut aseară zop. Și pe mine și pe ursul. Ce să mai zic de ursul, că v-am zis, ursul a primit două bucăți din plin. Direct în cap. La mine a fost mai scurt așa. Nu a fost chiar ca la el. Dacă să vedeți și voi cum poate să schimbe Dumnezeu vremea de la caniculă de 40 de grade aproape în dita mai potopul și ce nenorocit se pot întâmpla, pentru că la noi aici n-a fost mare lucru, sincer. Asta e, s-au înduit puțin mașinile. La Georgiana a fost avariată mai rău, ați văzut că la Georgiana bagi direct mâna înăuntru în gaura aia care s-a făcut în mașină. Dar la Alin geamul era deja un pic crăpat. Singura pagubă e că s-a dus crăpătura mai sus și s-a îndoit un pic porbagajul. Nu chiar atât de rău, dar vizibil. Dar am văzut ce a fost la Severin. La Severin au rămas oamenii fără acoperiș la casă, fără mașini, fără nimic. S-a distrus tot, s-au spart pereții casei. Le-a luat pe sus tot. Cu cine ești, cu doamna Olga? Doamna Olga nu e, că e blocată. Salutești oamenii. Vă salut. Vă salut. Alin este aici pe TikTok, e cu treaba lui. Ce să mai zic? Are de toate lumea și ce spune în comentarii, s-a făcut lumea prea rea și nu ne mai răbdă Dumnezeu pe niciunul. Prea de tot. Prea încrezută toată lumea, prea rea, prea așa și uite că într-o secundă în tot ce ai poți să nu mai ai nimic, nici măcar viață. Pentru că aseară n-a fost, v-am zis, la noi cum a fost la alții. Dar gândiți-vă oamenii care poate n-au posibilitate financiară și au rămas fără acoperișuri la case, cu casele inundate până în tavan. În ce condiții poate ei vor trăi de acum încolo? Cine îi ajută, cine le repară, cine le face?
Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat ușor. Noi. Față de ce a fost la alții. Și la noi s-au spart câteva geamuri, mai ales la casa mică. Și la noi, cred că la etaj, 100% s-a spart pentru că... S-auzeau tot felul de bubuituri. Dar sunt mici chestii care se pot repara. Nu e o pagubă atât de mare. Cel mai grav a fost cu pomul, cu corcodușul ăla din curte, care s-a rupt de la jumate. Și gândiți-vă dacă unul dintre noi era în curte. Nu mai vorbesc de copii, dacă erau copii acolo spate, în momentul ăla. Și prostia a fost a noastră. Mulți au spus că la astfel de vreme nu se iese. Într-adevăr, noi ne-am speriat atât de mașinii. Am zis că na, abia și-a luat Alin și el mașina asta, să nu-l lăsăm să o distrugă cum a distrus-o pe cealaltă. Și am zis să ne grăbim să facem ceva cât se poate, pentru că încă nu începuse furtuna atât de tare. Era, ploua, bătea vântul, dar nu ne așteptam să fie chiar așa. S-a primit alerta aia cu grindină, cu cantități mari, cu nu știu ce. Dar am zis, na, poate să mai și exagerează, nu cred că e chiar așa cum se prezintă. Și ne-am gândit în 2 minute până ieșim noi afară ce se poate întâmpla atât de rău. Și uite că fix atunci s-au nimerit alea 2 minute. Niciodată să nu spui niciodată. Cam așa ceva. Ce să mai zic, mai prieteni? Cam atât. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de evenimente, că vedeți și voi ce, cum ți se poate schimba viața într-o secundă. Și câte evenimente se pot întâmpla de genul ăsta. Mai sunt și cazuri cu tremure, cu... Am făcut rândul ăla de râs, tot. L-ai scris tot? Da. Bravo. Am terminat. Foarte bine. Vreau să fac 8 de seara. Îl faci și pe ăla. Ce ziceam? Că am văzut în alte părți cu tremure, cu... Altele mult mai, care dărmau casele din temelie, până jos la ultima cărămidă, până... Deci, niște lucruri care trebuia să fără cuvinte. Ce să mai zic? Ce faci acolo? Lingi un suc? Copiii se joacă afară. David și-a scris și el aici, a avut de scris. Sunt cu minți, își fac și ei de lucru, se bucură și ei de vreme. Și sperăm să nu mai dăm de astfel de evenimente, de astfel de incidente. Miha, ce faci cu corcodușul? Corcodușul? Trebuia să cărăm crăcile alea mai încolo. Dar unde să le punem dacă le luăm de acolo? Ți-l dau pe al meu acum. Haideți, prieteni, că închizi filmarea, că trebuie lui trepiedul. M-a mâncat acesta om. Avem 7 trepiede în casă și le uită în mașini, le uită prin casă, le uită prin curte, le uită peste tot și îl vrea tot pe al meu. Păi așa am auzit și eu că poate să vină la primărie. Au spus la se vin ieri, pentru că înțeleg nimic toată. Vine încă la 5, au zis ăștia. Cât ziceați acum? La 5, că trebuie să vină. Că cum sunt aici, nu mai spun nimic. Vă pup. Pa, pa. Ce mai zici asta?